Am să vă stic acolo, nu ne stricați flow. Vreau să fac o mențiune înainte de a începe să susțin argumentele mele. Să știți că la debate avem fițuici, nu am doar pentru că am memoria scurtă și am dat ce avea mai bun celor doi copii ai mei, ci pur și simplu la debate avem niște argumente în față ca să nu credeți că nu suntem în stare să le susținem fără. Am mai trecut prin două debate-uri și ăsta este un argument de spus la început. Prin urmare, noi suntem cei care apărăm conținutul care rezistă în timp, care are consistență, care se poate găsi în momentul în care avem nevoie de el, este acel conținut care este indexat și care se află în feed, în news feed, adică el poate avea valoare de știre. Vorba vole în scripta mare, deci ce am scris, aia rămâne, asta este ceea ce poate ajuta brandul, poate ajuta campania, o poate defini și poate constitui un argument și un punct de reper pentru publicul țintă. Substanța, evident, nu poate fi arătată în câteva secunde. Dacă știți, nivelul nostru de atenție a scăzut foarte mult în ultimii ani, pentru că suntem bombardați tehnologic din foarte multe direcții. Prin urmare, avem așa cam 8 secunde nivel de atenție sub un peștișor auriu. Eu sunt dovada vie că 8 secunde este chiar un efort. Deci, nu mai este o chestiune de cât de bun ești tu în a crea conținut, este o chestiune de-a dreptul cercetată și dovedită că nu putem să reținem ceva atât de repede precum se întâmplă în stories, pentru că suntem bombardați de acele imagini și de acel conținut într-o manieră în care creierul nostru nu o poate controla. Pur și simplu, el se schimbă în continuu, este tap, tap, swipe, swipe. Prin urmare, nivelul tău de concentrare va scădea. Și mai mult, chiar dacă informația pe care tu o vezi are o relevanță pe moment, ea nu se va putea fixa pe termen lung, tocmai pentru că este o înșiruire de secvențe foarte, foarte alertă. Storiile sunt precum o pală de vânt plăcută, dar trecătoare. Ele funcționează, după cum spuneam așa, într-un sistem din ăsta foarte, foarte alert și ele nu-ți dau posibilitatea de a descoperi ceva nou, interesant, așa cum se întâmplă în cazul feed-ului. Este precum cafeaua bună pe care o savurezi, indihne și te bucuri de ea, versus cafeaua de la automat. Feed-ul este o galerie a relevanței, a lucrurilor care ne reprezintă pe noi ca și creatori de conținut, acelor care vrem să rămână în urma noastră, pentru că voi, ca și brand, ca și agenții, atunci când veniți la un creator de conținut, vă uitați un pic în trecutul lui, să vedeți dacă el într-adevăr are substanță de care voi aveți nevoie. În story, contentul este spontan, nu implică o resursă de producție foarte mare, ceea ce în esență poate constitui un avantaj. În profunzime, acel content care este poate nefiltrat, poate exploda în fața brandului, pentru că rămâne strict la latitudinea creatorului de conținut ce postează. Interacțiunea unul la unul în stories este foarte solicitantă, pentru că dacă eu postez ceva și voi aveți interacțiunea cu mine ca și creator de conținut, înseamnă că trebuie să vă și răspund, că așa este și normal. În schimb, dacă facem treaba asta prin feed, printr-un răspuns bine construit și argumentat, puteți să primiți răspuns mai mulți followers la acea chestiune ridicată. În story ai o mai mare libertate de exprimare, după cum vă spuneam, iar stați să văd dacă am ratat ceva, nici nu mai văd bine de aproape. Da, cam asta e. Feed-ul arată cât de bun poți să fii tu și cât de creativ poți fi tu folosind tot background-ul tău. În schimb, feed-ul este ceva despre moment, despre spontaneitate, care poate fi bun, dar trece, se pierde și nu rămâne nicăieri arhivat. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea de echilibrat. Să vedem ce răspuns sau ce alt argument reprezintă cercetarea.